a fost semnat contractul pentru construirea stadionului Gheorghe Hagi de pe strada Primăverii. Evenimentul s-a desfășurat în ultima zi a lunii septembrie și va rămâne o zi istorică pentru Constanțen, după ce la Palatul Victoria a fost semnat actul privind construirea noului stadion ultramodern. La eveniment au participat primarul municipiului Constanța, Virgil Chizac, dar și Gheorghe Hagi, Gică Popescu și ministrul dezvoltării Adrian Veștea, alături de premierul Marcel Ciolacu. În cadrul evenimentului au fost semnate trei contracte de finanțare în infrastructura sportivă prin Compania Națională de Investiții în valoare totală de peste un miliard. Proiectul de suflet al constanțenilor care iubesc sportul vizează stadionul Gheorghe Hagi din Constanța cu o valoare de aproximativ 500 de milioane de lei și cu o durată de proiectare și execuție de 28 de luni. Stadionul va avea 18.190 de locuri și va integra săl de antrenament, o suprafață desfășurată de circa 64.000 de metri pătrați, va cuprinde un teren de antrenament pentru fotbal și atletism, pistă cu 6 o tribună de circa 1000 de locuri, o clădire de vestiare pentru antrenament și amenajări exterioare, un centru de conferințe, un spațiu expozițional, spații administrative, comerciale și de alimentație publică. Totodată, acesta va asigura desfășurarea optimă activității sportive în regiunea litoralului, atât prin organizarea unor evenimente sportive de fotbal, tenis, atletism și rugby, cât și a evenimentelor culturale la scară mare, concerte și spectacole, contribuind astfel la dezvoltarea sportului de performanță. În afară de semnarea contra contractului pentru stadionul din Constanța au mai fost semnate contracte și pentru construirea unui stadion la Piteș și un patinoar modern la Sfântul Gheorghe.